Bun găsit, stimați ascultători ai cotidianului Mesagerul de Telorman, bun găsit, stimați cititori. Așa cum am spus, așa cum v-am obișnuit, încheiem această campanie electorală prin concluzii. Astăzi l-am ca invitat alături de mine pe domnul Costel Stavarache, Constantin Stavarache, îi zic Costel Stavarache pentru că ne cunoaștem Nu, de ceva nu. vreme, candidatul Partidului Mișcarea Populară pentru primăria municipiului Orășiorii de Vede, pentru funcția de primar. Și aș avea o întrebare de început directă și la obiect. Domnule Stavarache, cine sunteți dumneavoastră? Și, bineînțeles, roșiorenii vă cunosc în mare. Dar pentru cei care încă nu vă cunosc, să spun așa, v-aș ruga să faceți o scurtă fișă biografică a dumneavoastră. Bună ziua, domnule Amuza. Sunt Costel, mulțumesc pentru invitație. Sunt Costel Constantin Stăvărache. Am 53 de ani. Sunt roșiorean. Sunt născut într-o comună din județul Teleorman, într-o comună în comuna Plosca. De la vârsta de 6 ani, de 44 de ani, trăiesc zilnic în Roșiorii de Vede. Sunt antreprenor. În momentul de față desfășor mai multe activități pe mai multe domenii. Am mai multe business-uri în domeniul asigurărilor, deci fac brokeraj. Sunt broker regional într-o societate mare de brokeraj, destine broker de asigurare. Iar de 16 ani am mai multe afaceri în domeniul instalațiilor termice. Am o afacere și în domeniul alimentației publice cu mai multe puncte de lucru, mai multe magazine deschise în județul Teleorman, inclusiv și în Roșiorii de Vede. Așa cum a spus și dumneavoastră, așa cum vă cunosc și roșiorenii, așa cum vă știu și eu, sunteți un om de afaceri de succes aici în Roșiorii de Vede, care ați început de la zero, v-ați dezvoltat ca și om de afaceri și ați dovedit că se poate în afaceri. Drept urmare, dumneavoastră aveți și o introspecție, o introspecție puternică cu privire la ceea ce este necesar să se facă în Roșiorii de Vede. Dar până acolo v-aș întreba ce va determina pe dumneavoastră, pentru că, așa cum am spus, zi de zi interacționați cu roșiorenul. Stați de vorbă cu el, îi cunoașteți păsurile, doleanțele, necazurile, bucuriile. Ce va determina pe dumneavoastră să îmbrățișați cariera politică, să intrați în politică? Da, prin prisma interacționării mele zilnice cu cetățenii, prin domeniul de activitate pe care îl desfășor, zilnic iau legătura cu mai multe persoane. Determinarea mea de a intra în politică, de a mă implica în politică, este ca și a celorlalți concetățenii roșioreni de-ai mei, nemulțumirile, neajunsurile, indiferența administrației publice locale față de cetățeni. Dau și un exemplu. Mergem la ghișeul unei instituții și suntem tratați ca și când noi am fi angajații lor, în loc ca acei Salariați să vă considere parteneri și oameni care vin și vorba aceea îi ajută prin acele taxe și impozite care le plătesc către Da. municipalitate. De aceea eu consider că primarul este în slujba cetățeanului și nu invers, cetățeanul să fie în slujba primarului. Și multe, multe alte neajunsuri m-au determinat să mă implic în politică și să candidez pentru această nobilă funcție De primar al de municipiului. primar al municipiului. Așa cum am spus, aveți o introspecție adâncă cu privire la ceea ce se întâmplă la Roșiorii de Vede, la starea de spirit a roșiorenilor, la nevoile, la necesitățile lor și, bineînțeles, la doleanțele lor. Dumneavoastră, ca și candidat la primăria municipiului Roșiorii de Vede, ca primar, ca om de afaceri, care cunoașteți bine mediul de afaceri, ce considerați de cuvință că trebuie făcut pentru municipiul Roșiorii de Vede ca roșioreanul să se simtă sigur? Iată, din păcate, în ultimii ani urmărim o stare de
Mișorarea numărului de populație, mulți au plecat spre București, spre alte țări, locuri de muncă sunt din ce în ce mai puține, aici la Roșiorii de vede oportunități nu prea sunt, ceea ce a determinat ca să asistăm la un fenomen, e adevărat, general, dar și la Roșiorii de vede destul de acutizat al depopulării, să spun așa. Vă rog să ne spuneți. Da, bine, chiar ați punctat foarte bine cu această întrebare referitor la depopularea Roșiorului. Din cauza lipsei locurilor de muncă, din cauza nivelului de trai, a condițiilor în care trăim tinerii și au găsit un alt rost în viață și au plecat către alte centre industriale, comerciale, către București, dezvoltate către București, Craiova, Pitești, în loc să rămână în Roșiorii de vede. Pentru această situație am putea, administrația publică locală, eu consider că nu a luat măsurile necesare de a crea niște facilități unor investitori, de a-i atrage. De fapt, administrația publică locală ar fi trebuit să facă acest lucru prin anunțuri date către pe mass media, pe internet, ca acești investitori să poată și să... În mijloace de atragere a investitorului. Da, exact. Nu... De crearea de facilități financiare, fiscale, să zic așa, pentru investitor. Da. Deci ar trebui atrași acești investitori pentru crearea de locuri de muncă, în schimbul unor avantaje pe care am putea să le facem către acești investitori. Punerea la dispoziție a unor terenuri care primăria le are în administrare. Sau am putea face cu anumite clădiri care sunt lăsate în paragină, de exemplu cum este platforma industrială. Acolo aceste clădiri au fost... Știu că sunt în patrimoniul municipalității, din câte știu la o parte din ele, de exemplu fabrica de bere, fabrica de ulei, sunt proprietăți private a unor persoane care... au putut să le cumpere și le-au lăsat în paragină, de exemplu, țesătoria, fosta textila, este tot proprietate privată și o parte din aceste clădiri au fost deja vândute și se vând în continuare către terțe persoane. Ceea ce mă nemulțumește, această platformă ar fi putut fi reindustrializată, repusă pe picioare, prin ce vă spuneam mai devreme, atragerea de investitori. Cu crearea, nu știu, punerea la dispoziție a tuturor utilităților. Ceea ce poate municipalitatea conform legii să ofere. Da. Drumul, de exemplu, cale de acces la aceste, în zona industrială există, dar nu există apă, canal, gaze, de exemplu, ca să putem să le oferim acestor investitori și să-i determinăm să vină și să investească în Roșiorii de vede. Ce mai putea să facă municipalitatea, administrația publică? De exemplu, scutirea de impozite și taxe pe aceste clădiri, pentru că în momentul de față sunt convins că proprietarii acestor clădiri sunt restanții cu sume fabuloase. Pe... Așa este. Dacă ajungeți, cum se zice, și dă Dumnezeu ca duminică să fiți votat, fie primar, fie veți avea o funcție reprezentativă în administrația publică locală, ce vă propuneți dumneavoastră? Ce vă doriți să faceți pentru roșioreni și să veniți în sprijinul oamenilor care vă oferă votul de încredere? Păi, ce-mi propun? Am prezentat în întrebarea anterioară, pe lângă crearea de locuri de muncă, consider că ar trebui în cadrul primăriei o
evaluare a personalului, a angajaților din cadrul primăriei, de a ocupa niște funcții de conducere. Acești funcționari publici ar trebui să își ocupe pe merit acea funcție, să fie capabil să ocupe acea funcție, nu să se meargă pe recomandări politice, pe nepotisme, chestii Am înțeles. de genul ăsta. Da. Un alt Punct. punct sensibil, ceea ce nu s-a făcut în roșiori de vede, nu am observat la nicio administrație De 30 de ani de încoace. 30 de ani încoace, nu a punctat nimeni, nu a fost nimeni interesat pe sport. De exemplu, bărbații, dar sunt și femei cărora le place sportul. Eu aș vede o investiție. Dacă aș fi primar, aș investi în termen legal, cât mi-ar permite legea să pot să mă implic în această situație, aș investi în echipa de fotbal. Ați ridicat un punct sensibil, pentru că Roșureanu este pătimaș și are ceva din nebunia suporterilor fotbaliști al Rapidului. Domnule Stavarache, pentru că vorbim de fotbal, de echipa de fotbal care la momentul acesta este cam singura bucurie oferită Roșureanului săptămână de săptămână. Sunt localități rurale, comune mai pe românește, care, datorită sprijinului municipalităților, de unde sunt aceste echipe, iată că vin cu un buget ridicat, vin cu pretenții să evolueze la un nivel de performanță ridicat, de promovare, se poate face și la Roșiorii de Vede. Iată, Sportingul, spre exemplu, a plecat pe un drum bun. Dar dacă dumneavoastră, ca viitor primar, ca viitor decident, sunteți alături de această echipă de fotbal, împreună cu colegii de-ai dumneavoastră, consilieri locali, eu cred că se creează o bucurie pentru publicul spectator și pentru microbistul pătimaș din Roșiorii de Vede. Da, și mie îmi place fotbalul. De mic copil mergeam pe stadion la meciurile de fotbal care se desfășurau în perioada aceea și chiar și eu, la o perioadă de adolescență, chiar și vorbim după 1990 încoace, echipa de fotbal a fost lăsată cam în paragină, nu s-a mai ocupat nimeni, nu a mai A interesat. plecat din mâna unui investitor în mâna altui investitor. Municipalitatea de Exact. multe ori a spus, domnule, nu există forma legală de a sprijini mai mult decât cu minimum, să spun așa, această echipă de fotbal, această bucurie, această patima Roșioreanului. Din păcate, e insuficient. Asta e, sunt cheltuieli foarte mari la nivelul sportului, mai cu seamă la nivelul fotbalului. Da, Dar eu. mână în mână, oameni de afaceri, mână în mână cu administrația, se poate face ceva pentru a acorda această bucurie, zic eu, suporterilor ușureni. Vă rog, Eu cred că pot să duc aceste obiective pe care le am la îndeplinire, pentru că și în viața, în activitatea mea antreprenorială de 16 ani de când o fac, am trecut prin diferite situații. De exemplu, în 2010, când a apărut criza economică, aveam o singură afacere cu mai multe puncte de lucru în domeniul instalațiilor, dar am reușit să găsesc soluții, să pot să fac și altceva. În orice afacere merge până la un punct, ajunge la un apogeu și trebuie atunci să reorientez, cum se un spune. bun manager trebuie să găsească și alte soluții Variante. și alte variante pentru a-și continua această activitate care eu vă spun că o fac cu plăcere Și cu profesionalism, și pentru că cu, se vede da, rezultatul. și cu profesionalism, bineînțeles. Mai nou, ce să vă spun, în domeniile pe care le am, în domeniul alimentației publice, prin aceste puncte de lucru, magazine pe care le dețin, încă mai merg, încă mai pot să duc această afacere, dar în viitor
au apărut acești coloși, aceste magazine mari, care cum te este, acoperă. da, a apărut Profi în fiecare, aproape în fiecare localitate din județul Teleorman, a apărut și bineînțeles că diminuează, Oportunitățile micului investitor sau da, și afacerea poate să fie periclitată din acest caz. Mai nou, tocmai din cauza asta, m-am gândit la ce aș putea să fac eu în continuare și am ajuns la o concluzie. Acest proiect îl am de foarte mult timp, dar eu am un principiu. De câte ori am încercat să fac ceva și nu am reușit, nu am mers pe ideea că nu am reușit, că nu pot. Am și credință în Dumnezeu și de multe ori când fac ceva, chiar mă rog la Dumnezeu și spun că dacă ceea ce vreau să fac, să nu mi se îndeplinească, dacă nu este bine și nu este momentul oportun să fac acest lucru. Și cum vă spuneam mai devreme, ideea și proiectul meu care îl am de mai mulți ani, a venit momentul când să îl fac. Mai nou, sunt pe ultima sută de metri de a încheia contractul și de a plăti. Am plătit un avans, am achiziționat 100 de hectare de pământ. M-am implicat să pot să intru într-o nouă afacere în agricultură. Este adevărat că în această afacere mai am un prieten cu care m-am asociat, el cu o experiență foarte vastă de foarte mulți ani în agricultură. Am achiziționat acest teren pentru, nu pentru a cultiva cereale în sensul de a-l vinde sau avem un proiect pentru anul 2021 de un proiect cu bani europeni. Să înființăm, să construim o fermă de pui prin care să o ducem activitățile, să le facem în lanț cu circuit închis de fapt. Hrana pentru aceste păsări să o cultivăm pe terenurile noastre. Totul să produceți în interior. Intern, intern, creștem puii, după care în acest proiect avem cuprins și un abator prin care vom Sacrifica. sacrifica aceste păsări, după care mai departe desfacerea o vom face prin parteneri sau chiar prin magazinele noastre proprii, desfacerea de vânzarea către Deci clientul. merge pe produse Da, și românești. totul va fi ecologic, Ecologic, exploatează foarte mult lucrurile astea. inclusiv de la cultivarea acestor cereale, deci va fi totul ecologic. Hrană ecologică, păsări Și produsul ecologice, finit va fi ecologic. ecologic. Și dacă acest business va lua amploare, chiar ne-am gândit să ajungem și prin mai multe localități, acolo prin parteneri trebuie să facem un studiu dacă merită să putem să investim în magazinele proprii și chiar prin. Măcar să faceți magazine zonale, să spun așa. Da, dar. Acolo mai este de discutat dacă merită, din punct de vedere economic al cheltuielii, să facem magazine sau să vindem prin parteneri. Și o ultimă activitate în cadrul acestui business, putem face chiar și niște rotiserii prin care să vindem direct către client acest produs. Deja să vină să cumpere clientul și să-l pur și simplu decât să la domiciliu sau dacă ne permite spațiu sau să putem să-l vindem în acele rotiserii cu servire acolo sau. Da. La final de interviu v-aș ruga să adresați un mesaj electoratului roșiorean, oamenilor care și-au pus însă credere în dumneavoastră și pun speranța în dumneavoastră și duminică vor merge la urne să introducă votul în urnă pe numele dumneavoastră. Da, îndemn toți roșiorenii, toți locuitorii municipiului Roșiorii de Vede, duminică pe 27 septembrie, să iasă la vot, să nu mai stea nepăsători în casă, să nu mai creadă că votul lor nu contează,
Orice vot contează și țin să le promit, pot să promit că voi fi cel mai implicat. Nu pot să vin cu niște activități, eu nefăcând politică, Nu ați venit nu, dintre ei, da, veniți nu dintre vin, ei dar nici nu am și ce să povestesc ce am făcut în domeniul politic. decât Dar să-i asigurați de bună credință a dumneavoastră da. că veniți în întâmpinarea lor. Decât să-i asigur că voi face tot ce îmi stă în putință împreună cu echipa mea de consilieri și toate deciziile care vor fi luate numai în folosul cetățeanului și în folosul comunității în care trăim. Nu se va lua o decizie sau se va lua o hotărâre în interes personal. Eu vă mulțumesc tare mult, vă doresc mult succes duminică la urne și luni să ne auzim, să ne vedem, cum se spune, cu reușită. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc tare mult.